este vlogul meu. Și neamul meu cel românesc, aici o să stau și eu. Aici vreau să povestesc. Hai pentru vlog, hai, aranjează cadrul, Tavi. Hai, Andrei, aranjează cadrul, Andrei. Așa, frumos, elegant, cu lumină. Așa, bravo, bravo, foarte bine. Un nou episod vine chiar acum, pentru voi. Doamne și domnilor, mă atrag atenția că în cele ce urmează sunteți față în față cu o producție nouă din vlogul meu. Hello! Tot în regulă? Vedeți ce scrie în spate? Horia Brânciu. Uite, se apropie Horia Brânciu. Băi! Da, asta e mișto. Dragilor, am ajuns, iată și pe Carmen. Este această Pocahontas de România, casual sport. Dacă vine unul mai casual sport decât mine, să-mi spui, eu sunt casual sport today. Fanea a venit casual. Fanea a venit mai tare decât mine așa îmbrăcat. Și acum Matias, coleg cu mine la ATF. Matias, pentru toți colegii noștri de la ATF. Băi, nu ne vedem și noi anul viitor? Bravo, băișor! Am plecat! Iubito, urcă-te pe mine, simte-te mai bine. Doamne și domnilor, poze, shooting-uri, interviuri, filmări. Vedeți? Așa o să ajungeți cu toți. Vreți să viți vedete? Na, vedeta! Da, Delia. Când sunt chemat de Delia, vin imediat. Și ința foto în dreapta. În background, din nou, vă servim Delia la tavă. Delia la tavă. Delia la tavă. Delia la tavă. Cum? Vezi? Nu spune nimic, deși spunem totul. Uite în spatele tău, vezi ceva? Nu. Acum uite-te. Unde e cercul de... Cercul literar? De cercul de aur. Pictură, caut. Măi! Bye. Oh, you reach life more? Da, pe ce? Bă, ne obosiți tu și ori acum. Nu am nimic, dar dacă așa e treaba pe aici... Ștefan, vă arată copii. Da? De ce ești toată ziua live? Este pentru prima oară când fac un live în ultimele luni. N-am mai făcut. Ba da, l-ai cu mine cu... Era pe Facebook. Păi zine la oameni ce face. Nu, hai pe bune, fac și eu pe Instagram. N-am făcut niciodată live pe Instagram. N-am făcut niciodată live. E primul meu live pe Instagram. Este incredibil. Ștefan! Este incredibil. Sunt emoționat. E primul meu live pe Instagram. Ștefan, ești activ pe Instagram? E primul meu live. Da. Da. Întreabă-i pe fanii de Instagram dacă vor ca Ștefan să joace cu mine table. Nu joc table cu tine, ca să încheiem discuția. Când vezi operator, fugi de ei, fugi de ei pe operatori, de ei, nu fug de tine. Fugi de ei, 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 fugi de ei. For... Da, zis că trebuia să... Ai ceva să-mi dai la spate? Da. Ce? Un cadou. Dacă nu-ți place, îmi zici sincer. Dacă îți place... Mi-ai adus parfumul. Tu știi că anul ăsta am scos un parfum de bărbat și de femeie? Data viitoare, îți aduc parfumul de femeie. H pe orchestră. For her. Îți aduc parfumul, da? Tu chiar ai un parfum for her? Da. Păi ești nebun? Uite, mă, care parfume... Atenție. Atenție. Că n-am mirosit nimic? N-ai mirosit nimic. Nu e rău deloc, nu? E bine! Pe bune? Da! De 6 luni asta am muncit la chestia asta. Dăm și la doamne să vadă. Nu e rău deloc, ce ai bine? Bine! Doamne! Romantic! Păi măi, frate, de ce nu-mi fac parfumul meu? Că eu sunt pasionat, am 7 miliarde de parfumuri, eu de ce nu mi-ai dat ideea asta? Da, trebuie să te dedici pur și simplu acest lucru. Mă dedic? Nu, asta înseamnă să miroși zilnic. 10 și 10 de eu elemente. Eu miros zilnic, eu mă duc și petrec 7 ore într-un magazin, mă confundă oamenii cu vânzătoarea, mă întreabă dacă are note pudrate sau nu. Uite, de emoție aș fi inversat camera, nu mai știu să vorbesc. Eu ți l-am dat pentru că am intuit că ți-ar plăcea. De ce? Pentru că e stilul ăsta, exact stilul ăsta, înțelegi? Happy. 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 Dar nu Ștefan e idul? Ștefan? Da. Cu toate că am și pentru bărbați, Ștefan nu. Probabil că va fi... pe cadoul meu după ce joacă o tablă cu mine pe care mi-a promis-o. Bă, nu, mă, și lui că o să fie extaz. Nu. Crede-mă. Nu.
Lasă. Nu, după, nu. Ar vrea să se dea cu apă de Horia Brânci. Da, dacă se dă cu parfum Horia Brânci, cred că nebunește. Apă de Horia. Eu mulțumesc frumos că m-ai făcut bucuros. O să transmit întregi echipe. Nu știu. Unde găsește lumea parfumul Happy Happy? Happy by For Her. Trebuie să vă dau un site. Îmi cer mii de scuze. A cui este această gentuță? Aș vrea să cunosc Scufila Moșie. Ah, cred că am și văzut-o. Scufila Moșie. Cred că ai uitat asta în pădure. Mulțumesc, Coș Mărăciun. Coș Mărăciun. Coș Mărăciun? Treci la locul tău imediat, că-s... Și așa s-a încheiat povestea noastră de capă și spadă. Și pentru că sunt un bărbat senzațional, mi-am invitat soția la restaurant. Ce servești, iubita mea? Nu ai voie să mă dai pe vlog. O să chem avocații. Nu-ți dau dreptul să mă pui pe vlog. Nu ai voie să mă dai pe vlog. Nu ai voie să mă dai pe... Nu ai voie să mă dai pe vlog. Da, soția mea nu vrea să pierd șansa de a apărea pe vlogul meu. Asta a fost ziua mea. Până data viitoare, ne salutăm cu drag. Nu ai voie să mă dai pe vlog. Nu te vezi pe vlog, stai liniștită. Oh, amuzantă ești, doamne. Nu ai voie să mă dai. Dar nu pe ești vlog. Pe vlog, uite, aici am deci... umărul pe vlog. A, iartă-mă. Ai un articol vestimentar pe vlog, puțină piele, atât. Vă doresc iubire multă și baftă. Sper că și voi aveți fericire în sânul familiei. Și cu asta, aici se încheie ziua astăzi, de astăzi de filmări. Vine mâncarea. Vă pup, pa, zici tu pa. Nu ai vă. Eu sunt, am ajuns. Am ajuns. Horia! Ai mașina de tuns barba? De ce? Să-mi tund barba? Păi și barba de sus și barba de jos, căci figa rotundă și rade frumos. Te rog, nu fi barbar cu mine. Păi e verde. Căci figa rotundă și rade frumos. Tu ai arătat asta la cameră? Tablele Gucci? Da, de ce vii tu la mine ca să înveți toate lucrurile? Vezi tu, asta e problema ta cea mare. Problema ta este că n-ai cu cine. Citesc pe fața ta dorința de a juca table cu mine. Bine, se rezolvă. Nu se poate. Nu joc table cu tine, ca să încheiem discuția. Urmăriți secvențe speciale din jocul de table. Numai aici, la X-Factor. Când dai 3-1, faci 3-1, poartă în casă. Eu mut, tu stai. Ăsta este stilul meu. Smuls. Ăsta-i. Ține tu asta în față, te rog, mai am o surpriză. Atenție! Ha! Vreau ca toată lumea să se vadă în această fotografie. Așa, copii, țâmpiți! Doamne și domnilor, sunteți într-un univers paralel. Paralel. Dragoane din Dulci, cât sunt? 6.000. A după ta animalul. Lasă-mă. Ați înțeles de ce m-am încălcat după ta animalul? Da! Și am venit la X-Factor! Unde-i Fane? Fane! Voi testa unitatea juriului. Această echipă cel mai muzical juriu ever! Acum să nu te-a scris să stai. Subscribe! Sănătate!